Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Energiile planetelor aglomerate în pești, Capricorn și îți garantează protecția lor favorabilă. Aceste energii pragmatice facilitează cursul dezvoltării tale, modelând circunstanțele trimise de soartă. Luna aceasta trește într-un climat astral favorabil implementării proiectelor tale. Personalitatea ta atrage oamenii potriviți la momentul potrivit. Totul este spre bine pentru tine în cea mai bună dintre lumile posibile. Începând cu 20 februarie, luna plină care apare în zodiatate trezește la viață și îți șoptește idei geniale. Cu toate acestea, va trebui totuși să faci compromisuri cu influențele dizarmonice ale lui Marte în Gemeni, deoarece acestea vor intra în vigoare luna aceasta. Dacă vrei să-ți păstrezi realizările, va trebui să fii obiectivă și să nu asculți cântecele dulce ale ofertelor seducătoare. Dragoste, Venus este în zodia ta, ceea ce înseamnă că lumea ta este pe drumul cel bun. Contactele fericite și constructive sunt renoite. Înțelegerea și bunăvoința domnesc din nou în sfera iubirii tale. Cu toate acestea, ferește-te de promisiunile care vin din afara lumii tale. Nimic nu prefigurează fiabilitatea și performanța lor. Până pe 20 februarie 2023, Venus îi va petrece pe pești în primul câmp al horoscopului, sectorul personalității. Trecând prin aceste domeniu, aproape în întotdeauna stimulează interesul unei persoane pentru aspectul său, pentru schimbări de imagine și renoire. Această planetă aduce noroc în dragoste și relații personale. Ai grijă însă la bunăstarea ta financiară, luna aceasta cheltuielile tale pot crește ușor. În ultima decada a lunii februarie 2023, Venus se va afla în al doilea câmp al horoscopului, care se ocupă de bani și resurse materiale. Reprezentanții singuraticei Zodiei ar trebui să se uite în jurul în această lună. Este posibil ca cineva din cercul interior să fi fost multă timp fanul tău. Cei care sunt deja într-o relație sau căsătoriți vor avea o lună extrem de plăcută, celălalt abia așteaptă momentul potrivit pentru a și demonstra loialitatea și profunzimea sentimentelor. Sfată, luna aceasta poți fi nevoită să faci o alegere, nu lăsa promisiunile frumoase să te impresioneze, ascultă-ți intuiția, pentru că este cel mai bun sfătuitor al tău, sănătatea. Pe tot parcursul lunii februarie, Marteș va continua călătoria prin casa a patra a horoscopului personal, adică sectorul căminului și familiei. Reprezentanții semnului pot te depune acum o mulțime de eforturi pentru a-și echipa propria casă, pot face reparații, un fel de rearanjare sau vor ajuta să facă ceva similar cu părinților, unele dintre rudele mai în vârstă. Deși este mai bine să minimizezi contactele cu ei, dorința de a-și dicta propria voință poate duce la insulte reciproce. Luna aceasta Peștii se pot strădui extrem pentru libertatea personală, ceea ce poate duce la certuri cu membrii familiei și mai ales cu părinții. Nu ar trebui să ții răsește energia pe conflicte, este mai bine să o arunci în sala de fitness sau să începi să alergi dimineața. Banii Până pe 11 februarie, Mercur va rămâne alături de pești în al 11-lea sector al horoscopului, care este responsabil de viața socială. Aceasta este o perioadă bună pentru a aborda problemele legate de învățământul superior, sau să încheie contracte cu firme străine. Apoi Mercur se va muta în Casa a 12, -a, care în astrologie este considerată sectorul fricilor, secretelor, răului, singurătății și restricțiilor. Pentru a împiedica pe cei răi să-ți dezlege planurile, în această perioadă este mai bine să nu le împărtășești nimănui spre sfârșitul lunii, reprezentanții zodiei vor petrece mai mult timp singuri, căutând și procesând unele informații de care au nevoie. Poate că va fi legată de pregătirea pentru examene, sau poate că peștii vor simți doar nevoia să iau o pauză de la muncă activă și să se gândească la o strategie pentru viitorul apropiat. Zilele în care norocul va bate la ușata sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?